Fermierii din Republica Moldova se arată indignați de propunerile făcute în proiectul Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016, prin care au fost majorate mai multe taxe care vizează domeniul agriculturii. Asociațiile Unia Agroprotect, Agroinform Moldova Fruct și Federația Națională a Fermierilor din Moldova le cer deputaților să nu voteze nicio inițiativă care urmează să majoreze presiunea fiscală asupra fermierilor. Autoritățile au propus în politica bugetar-fiscală să fie majorat impozitul funciar cu 15% de la 1.50 de bani pentru un grad hectar, la un 1... 1,73 leu și 73 de bani, de asemenea, se introduce TVA la piesele de schimb pentru utilajul agricol.